care consideri tu că este cel mai mare atu pe care l-are o femeie? Empatia. Cred că femeile se înțeleg mai bine una pe cealaltă. Cred că nimeni nu înțelege mai bine decât o femeie ce înseamnă lacrimile unei femei sau ce înseamnă o durere pe care o femeie o simte, așa că eu cred că asta e de fapt puterea femeilor împreună. Eu cred că cel mai mare atu este că o femeie capabilă să imprime un leadership emoțional, lucru care este extrem de important. Care consideri tu că este cel mai mare atu al unei femei? Oh, sunt multe. Eu văd femeile din vremurile noastre ca fiind foarte puternice. Uneori, poate am fost nevoite să devenim mai puternice decât eram pregătite. Cred că cel mai puternic atu a unei femei e atunci când e ea însăși, doar că nu o să poată să folosească asta decât în momentul în care ajunge să se iubească pe ea. Cred că asta e, deci atu ei să ajungă să se iubească și când zic să se iubească nu mă refer neapărat numai la lucrurile astea, știi, foarte superficiale, că e grasă, că e slabă, că are un picior mai lung, că are un picior mai scurt. Să se iubească, să-i placă de ea și în momentele în care face lucruri nasoale. Cel mai mare atu al unei femei este să știe să fie blândă. Cred că cel mai mare atu al nostru este sensibilitatea noastră și până la urmă e ceva ce puțin bărbați au la nivelul la care au și femeile. Din punctul meu de vedere, are femeia o capacitate de supraviețuire în orice situație pe care o dă maternitatea. În orice femeie există această forță de a se ridica și de a merge mai departe, pentru că ea este cea care dă viață. Și atunci când știi că viața pământului e în mâinile tale, te ridici oricât de jos ai cădea. Atu, cred că este puterea unei femei, pentru că noi femeile suntem puternice și putem trece prin orice, printr-o despărțire, printr-o naștere, printr-o, nu știu, dacă îți moare cineva drag, până și consider că de-aia se zice că femeia ține casa, pentru că femeia poate să plângă în suflet, dar în exterior să ducă familia mai departe și să reziste. Care ți se pare ție că este cel mai puternic atu al unei femei? Să aibă încredere în ea și să reușească singură să poată să fie așa pe picioarele ei. E minunat să ai oameni în jurul tău care să te ajute, să ai un bărbat care să te susțină, dar mai presus de toate să fii tu în orice situație să poți să contezi tu pe tine.